Da, despre joc, cred că ne bucură foarte mult că am câștigat astăzi 3 puncte. Ne era foarte teamă de meciul ăsta. A fost un duel al suferinței, fiind amândouă echipe la egalitate de puncte. Ne bucurăm că ne-am câștigat punctele pe teren propriu. Terenul nu ne-a avantajat, vremea nu ne-a avantajat. Probabil, mai mult ca sigur, atitudinea noastră a făcut diferența în seara asta. Ați înghețat? Da, vă dați seama, am înghețat. Da. Noi știți cum e, suntem obișnuiți să ne antrenăm și să jucăm în orice condiții. Sunt lucruri care nu se văd, din păcate suntem criticați numai pentru rezultatele care le-am avut nesatisfăcătoare. Acceptăm critica constructivă, numai că așteptăm să toată lumea să fie lângă echipă, să o scoatem la capăt, pentru că situația nu este chiar așa de dificilă cum se vede. Putem, avem încredere că putem să scoatem cu grupul care îl avem. Da, le mulțumim suporterilor care au fost, chiar dacă a fost într-un număr mic, ne-au susținut, i-am simțit în spatele nostru. Au dat dovadă de caracter, pe vremea asta nu poți să scoți nici copii ca afară. Da, le mulțumim din suflet, așteptăm cât mai multă lume la stadion și prin atitudinea noastră și prin jocul nostru sperăm să îi mulțumim. Da, cred că mesajul nostru cred că a fost auzit. Nu cred că rezolvam nimic pentru întârzierea meciului, n-am intrat în cantonament, chestia asta ne-a responsabilitat mult mai mult. Ne bucurăm că am câștigat 3 puncte, chiar dacă din punct de vedere financiar noi stăm un pic în urmă. Da, mai multe ce să zic. Păi, să vă spun un pic, gravă situația nu e foarte gravă, că acum toate echipele, să zicem, că au probleme, dar nu vreau să mă uit la nicio echipă. Poate sunt și echipe care au probleme, poate și mai mari, dar la noi, nu știm, e nesiguranța asta, noi nu știm. Ni se spune ceva, se schimbă pe parcurs. Am fost la echipe care am avut întârzieri mult mai multe, dar ni s-a spus, am avut garanții că o să primim banii și asta ne omoară cel mai mult, să ne spună cineva ce se întâmplă la club și ce se vrea. Că e mai corect așa pentru toată lumea. Suntem oameni maturi, ar trebui să înțelegem fiecare că jucătorul de fotbal are o carieră care se termină la un anumit punct. Statistic, dacă vă uitați la jucătorii care se termină de fotbal, nu știu cât continuă după aia sau cât au un nivel de trai foarte bun. Deci ar trebui să ne gândim în perspectivă din toate punctele de vedere. Așa e foarte ușor să criticăm un jucător de fotbal, nu arată nimic pe teren. Păi, sunt perioade în care poate nu ți iese nimica. Sunt perioade... Acum n-are rost să discutăm chestia asta. Important, cel mai important, echipa asta a dat dovadă de caracter în condiții destul de nefavorabile și cred că ar trebui să fim apreciați pentru chestia asta. Nu vrem să ni se ridice nicio statuie, lauri sau chestii de genul ăsta, dar să fim, cine trebuie să fie aproape lângă echipă, să fie. Credeți că ați ieșit din criză cu victoria asta? Nu, am avut o perioadă foarte grea și cu rezultate nefavorabile, e puțin spus. Ne dă încredere pe viitor și să privim următoarele meciuri cu mai mult entuziasm și cu mai multă încredere. Putem să mai aducem puncte la Iași. Păi obiectivul, ce să vă spun? Că nici nu știu ce să vă zic. Obiectivul a fost unul la început. Vă dați seama că acum s-a schimbat. Pe hârtie nu s-a schimbat nimic, a rămas același. Noi vrem să adunăm cât mai multe puncte pentru că e greu să ne facem planul în momentul ăsta. Să adunăm cât mai multe puncte până se termină, până la anul și după aia o să vedem ce o să rezolvăm. Da. Finalul sezonului regulat. Crezi că puteți să vă clasați pe prima poziție, pe locul 7 la finalul sezonului? Da, sperăm. Noi sperăm. Așa, anul trecut am avut mai multe puncte în perioada asta și tot am terminat pe locul 7. Important e că meciul ăsta ne-a dat încredere în condițiile care s-a jucat și ne dă încredere atitudinea și că vedeți dumneavoastră că la greu se văd caracterele puternice și noi am dat dovadă de caracter în seara asta. Cu toate că am mai avut sincope. Aveți în gând vreunul dintre voi să plece din iarnă? Vreți să vă repuneți memorii?
situația asta e incertă, vă dați seama că toată lumea, poate dacă întrebați pe fiecare în parte, se gândește ce să facă, cum să facă. Eu, sincer, nu mă gândesc, eu mă gândesc să termin, să terminăm sănătoși, să adunăm cât mai multe puncte la Iași și după aia tragem linie și vedem ce se decide. În cazul în care nu se mai vrea fotbal la Iași, vă dați seama că fiecare e liber să plece unde... Fiecare are o familie în spate, trebuie să se protejeze pe el, în primul rând. Vedeți, uitați, în seara asta s-a accidentat Bosoi. Nu știm ce are. Săracul ce face acum? N-a luat salariul de atâta timp, nu are bani nici de remene. Situații pe care lumea nu le știe, dar lumea critică. E ușor să judeci o persoană când nu o cunoști. Singura motivație pentru noi este rezultatele negative care le-am avut în ultimul timp și este orgolul nostru de fotbaliști. Adică ne jenă ce s-a întâmplat în ultimul timp. Vrem să demonstrăm că nu asta este fața noastră. Au fost foarte mulți factori care au... Nu vrem să ne ascundem în spatele chestiilor de genul ăsta, dar au contribuit fiecare. Știți cum e. În detalii mici să pot pierde meciuri și la chestii de genul ăsta, e greu să te concentrezi tot timpul la meci. Au fost și mulți accidentați, mulți suspendați. Sunt multe chestii care ar trebui să fie luate în calcul. Da, nu știam. V-a vizitat? Înseamnă că este o persoană care totuși vrea să fie alături de noi. Nu înțeleg de ce nu ne transmite un mesaj mai clar. Pe vremea asta, dacă a venit, sper că l-am bucurat. Jocul, nu știu ce joc, măcar prin atitudine, sper să-l atragem alături de noi. Și noi încercăm să reprezentăm Iașul cât mai bine. Nu se poate tot timpul. Încercăm să ne ridicăm la nivelul orașului.